Bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului. Îl avem ca invitat și de această dată pe pastorul Viorel Iuga de la Rad, pe care și de această dată cu bucurie îl salutăm și îi spunem bun venit la emisiune. Mulțumesc, domnul, să vă binecuvinteze și să-i binecuvinteze și pe cei care ne urmăresc. Mulțumim asemenea și dumneavoastră. Pentru cei care ne urmăresc în cadrul acestei emisiuni, Facem precizarea încă de la început că această emisiune este partea a doua a unei tematici pe care am început-o referitor la creștinul și televizorul, dacă o putem numi în felul acesta. Iar în emisiunea precedentă am vorbit despre câteva întrebări oarecum cu caracter general referitor la televizor. Dacă este un lucru rău, dacă e bine, dacă e rău să ne uităm la televizor, aș începe această a doua parte a emisiunii citind câteva cuvinte din cartea Proverbe, și apoi să lansăm oarecum tematica întâlnirii. Din Proverbe, capitolul 4, de la versetul 23 la 27: Păzește-ți inima mai mult decât orice căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește adevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Amin. Răul acesta poate veni pe multe căi. Dar răul îl avem în casele noastre. În sensul în care răul este la distanță de un clic sau e la distanță de un canal pe care îl avem pe telecomanda de la TV. Am vorbit despre aspecte pozitive legate de utilizarea televizorului, în educație, în a învăța lucruri despre locuri, persoane pe care poate noi nu le-am văzut niciodată sau nu vom avea ocazia niciodată să le vedem. Însă există și o latură negativă, o, o mare ispită, un mare pericol pe care televizorul, internetul îl pot avea asupra vieții noastre, asupra familiei noastre prin calitatea programelor pe care noi le urmărim. Și unele dintre ele sunt păcătoase. Păi, nu știu dacă avem niște statistici și cine ar trebui să le facă ca să știm adevărul. Probabil că ar trebui să le facă cineva din lumea creștină, să facă niște statistici. Eu bănuiesc că am ajunge la niște concluzii înspăimântătoare. Așa, după mintea mea, eu stau și mă gândesc dacă să am curajul să spun că 10% este folosit spre bine și 90% spre rău. Probabil că am spus foarte mult. Deci, adevărul este că majoritatea covârșitoare a programelor este folosită înspre rău. Aici încercăm noi să atragem un semnal de atenție. În timp ce spunem sticla în sine. Acum unii poate ne-au auzit în emisiunea trecută că am zis creștinul și sticla. Nu e vorba de sticla Ce este vorba de sticla aia plată, televizor tablet mai nou poate fi și da, curbată sticla poate fi și curbată, da deci aici încercăm noi să atragem atenția că deși nu putem pune eticheta rău pe tot cel mai mult este rău și este un rău de care nu putem scăpa eliminând obiectul în sine. Haideți să spun următoarea întrebare. Dacă ar veni cineva și ar face copilului tău cadou o tabletă, ei spune să refuze cadou? Nu știu dacă cineva ar spune. Mai ales dacă e scumpă, bună, nouă și toate celelalte. Deci noi la noi și la copiii noștri lucrurile acestea ajung în două variante. Fie le dă cineva cadou, fie le cumpărăm noi. Am stat și m-am gândit, oare noi, aceeași generație, cam la ce vârstă i-am dat copilului cuțit în mână? Un cuțit ascuțit bine, care nu-i rău în sine. Copilul poate să omoare și o pârla dacă vine înspre el sau poate să taie o crenguță care îl împiedică, eu știu ce poate face. Am fi foarte atenți dacă îi dăm sau nu cuțitul în mână și sigur am spune ce să facă cu el. Nu e cazul la noi. La da, nu e cazul la noi. Eu mă întreb în cultura americană unde pistoalele totuși sunt la îndemână, da? Oare la ce vârstă îi dă voi unui un părinte copilului să se joace cu pistolul? Și chiar îi dă voie să se joace, mă refer la o armă adevărată, sau îl educă pe copil. Îi face o educație și spune copilul: Arma asta poate să te apere, și arma asta, într-o secundă, poate să te omoare sau să omoare pe cei dragi. Da? Deci, la, la orice lucru ne gândim, eu cred că suntem mult mai atenți. Dar cât de ușor îi dăm un telefon, un smartphone unui copil? Are da? și internet care are și internet. Acum, de ce spun că nu putem să scăpăm foarte ușor de ele? Pentru că am intrat într-o societate unde deja li se cere la școală. Dacă vorbim de o anumită vârstă, eu cred că toți știm că sunt universități care nu-ți mai dau cursurile. Cursurile sunt pe internet. Le descarci. Pe... Le descarci dacă vrei să dai examene, examenele se dau pe internet, nu, deci nu poți să spui că e rău, vrei să iei carnetul la școala de șofer, s-a dus chestia cu scris sau cu hârtie. Faci testionare online. Mie îmi place, dintr-un punct de vedere, hai să iau un aspect pozitiv, că nu mai tăiem atâția copaci, adică nu mai distrugem pădurile, mai are o șansă lumea asta noastră, că ne mai rămâne niște copaci în picioare, că nu consumăm atâta hârtie. Deci, de nou, noi, într-un fel, suntem legați. Nu ne putem duce în vârf de munte să ne izolăm și să spunem că asta este viața. Ei, tocmai că suntem legați și cineva ne leagă, trebuie să ne întrebăm cum facem față acestei lupte. Pentru că, hai, hai să plecăm de la, de la, lucruri poate pe care le neglijează mulți, da? Tinerii își fac un cont pe o rețea de socializare, da? Te-ai întrebat vreodată câți tineri mint când își fac contul respectiv? Bănuiesc că știi că este o anumită vârstă de la care avem voie să ne facem, da? Acum, tineri din bisericile noastre care n-au vârsta respectivă, toți au cont cu: Îl iubesc pe Isus, să să fie Domnul ce o acolo, dar primul lucru care ar fi. Păi nu că au mulți în ăștia cu, știi, Cristina, Jesus nu știu ce, sună mai interesant acolo, dar Cristina asta sau Cristinel, când și-a creat contul, deja a mințit. Că nu are vârsta. Că nu are vârsta, da? Poate mai minte să dea și alte chestii care nu sunt reale. Stau și mă întreb dacă minciuna asta, care noi o spunem, nu afectăm pe nimeni dacă nu este deja un drum deschis pentru păcat și eu mi-aș pune întrebarea, dacă încep un lucru prin minciună, chiar aștept să-mi aducă binecuvântare? Ei, ce se întâmplă? Uite, recent am vorbit cu un alt creștin, nu român de data asta, și zic, măi, ți-am mai trimis niște e mail Viorele mi-a schimbat adresa de e-mail pentru că îmi veneau tot felul de reclame cu Viagra, cu nu știu ce, cu tare la... Și ce mi-am creat un cont nou și mi-am făcut o adresă nouă și mi-am pus o vârstă mult mai tânără ca să nu mai îmi trimite reclame de genul ăsta. Imediat am stat și m-am gândit, pe Pă, păi normal că cei care își cer, ei spun că e gratis, că ai gratis, nimic nu e gratis. Nici harul lui Dumnezeu nu e gratis, a fost plătit în Domnul Iisus Hristos, noi știm lucrul acesta cei care spun că e gratis, nu e gratis, cer niște informații, iar tu trebuie să le primești reclamele lor. Ei știindu-ți vârsta, statutul și toate celelalte, îți trimit potrivit cu vârsta, potrivit cu vârsta ta. Și atunci, dacă ești tânăr, știu ei ce momială să folosească ca să cazi în păcat. Dacă ești mai în vârstă, știu ei ce momială. Deci e clar că există o agresivitate, un atac din partea celor care oferă serviciile acestea la care noi trebuie, dacă vrem să le folosim serviciile, să facem față. Probabil că toți știu, adică sigur știu tinerii, nu știu cât știu părinții care oferă astfel de lucruri, că uneori dacă vorbim de internet, că aici e o mare problemă, îl ai peste tot și te poți duce oriunde, deci stai în camera ta și navighezi în toate colțurile lumii, luminoase sau întunecate. Probabil cei care folosesc știu și ar trebui să știe și ceilalți că poți să cauți lucruri bune, doar lucruri bune și să fii asaltat de lucruri rele. Și atunci întrebarea mea este, dacă vorbim de un anume tânăr, când mereu îi vine ispita în față, o dată, de două ori, de șapte ori, de zece ori pe zi, îl va găsi tot timpul pregătit. Nu va avea măcar o dată curiozitatea să deschidă o anumită pagină care nu va avea nimic de a face cu morala și cu seriozitatea? Eu cred că trebuie să recunoaștem că una din marele probleme care trebuie luate în discuție este problema imaginilor pornografice, a pornografiei, de care lumea creștină este afectată foarte, foarte mult. Sunt curios la un sondaj de opinii printre tinerii bisericilor evanghelice din România? Care ar fi răspunsul? Probabil că, făcându-se anonim, răspunsurile ar fi, într-o mare, într mare măsură, sincere și, probabil, ne-am apropiat de adevărul procentului în ce privește influența acestor imagini păcătoase asupra tinerilor. Însă, sunt convins că și dumneavoastră dar și alți slujitori implicați în lucrarea de pastorație s-au confruntat în nu de puține ori cu tineri care au avut curajul, pentru că nu toți au curajul, să își deschidă inima la o mărturisire în care să-și prezinte înfrângerile pe care le-au avut, și mulți dintre ei recunosc că domeniul acesta este unul foarte vulnerabil pentru ei, și de multe ori ca și cum sunt lipsiți de apărare, nu știu ce să facă pentru a se smulge din această legătură pe care imaginea aceea păcătoasă o poate avea asupra unei persoane. Necazul este că atunci când pleacă pe drumul acesta pleacă fie din curiozitate fie datorită faptului că interpretează greșit versetul care l-ai citit în emisiunea precedentă cu toate îmi sunt îngăduit dar nimic să nu pună stăpânire pe mine oamenii sunt siguri că nu va pune stăpânire pe ei și dacă aud despre alții, noi toți bravăm și în cazul nostru nu va Nu, ni se, poate nu, nu ni se poate întâmpla lucrul acesta după ce încearcă, își dau seama Că păcatul este dulce, este atrăgător, încep să-și dea seama de urmările negative. Unii ajung să recunoască că este păcat și încet, încet își dau seama că este robie. Atunci, deja sentimentele sunt confuze. La unii, rușinea este atât de mare că nu vor recunoaște. Adică, își pun problema, cum să spun? Ce vor zice despre mine părinții, ce vor zice despre mine prietenii, ce va zice despre mine biserica. Ei, în situația asta, unii găsesc o cale de scăpare tot în ecran. Să se mărturisească cuiva și să ceară online. ajutor online, dar în anonimat. Și atunci, acolo sunt strigăte de disperare, acolo sunt lupte, acolo uneori sunt acuzații la adresa lui Dumnezeu, că de ce Dumnezeu nu mă ajută, că eu am încercat și am vrut. Și eu mereu le spun tinerilor, când diavolul prinde pe cineva, nu renunță ușor. Diavolul nu vrea să renunțe ușor la noi. Pentru că vorbim de o anumită vârstă, oamenii nu au nici maturitatea, nici puterea spirituală. Să poarte luptele acestea cu Dumnezeu. Unii, în zbaterea lor, consideră că dacă se vor căsători, vor găsi eliberare. Pentru că ce se întâmplă e un pas foarte mic de la imagini pornografice la masturbare. Apoi e un pas mic de la imagini pornografice la sex în afara vieții de familie sub orice formă am putea discuta, nu intrăm aici în toate amănuntele. Oamenii își dau seama că mereu lucrurile acestea se leagă una de alte și pe zi ce trece, în loc să găsească eliberare, se afundă mai adânc. Sunt unii la care diavolul le-a șters orice speranță din suflet că mai poate găsi eliberare și de multe ori asta este una dintre întrebări. Frate, mai există eliberare? Răspunsul meu întotdeauna a fost categoric da, deci, eliberarea există. câtă vreme noi credem într-un Dumnezeu atotputernic, într-un Dumnezeu bun, există eliberare din orice stare și din orice păcat. Îmi pare rău că nu pot să spun nimănui că eliberarea este întotdeauna ușoară. Deci, eu personal cred că Dumnezeu, dacă vrea să elibereze pe cineva într-o fracțiune de secundă, o poate face. Dar, ce am constatat, Dumnezeu nu se implică. În felul acesta. De cele mai multe ori, Dumnezeu nu se implică în felul acesta. Pentru că Dumnezeu ne-a avertizat atât de mult despre păcat și urmările păcatului, consecințele păcatului rămân, sunt lupte care trebuie purtate. Și atunci trebuie să discutăm cu oamenii despre importanța recunoașterii adevărului. Când un om ajunge să fie prins în capcana aceasta, în capcana internetului, în capcana televizorului, în capcana pornografiei, a măsturbării, a curviei, a orice alte lucruri, omul acela trebuie să recunoască că are o problemă. Dacă tânărul, familistul, nu va recunoaște că are o problemă, niciodată nu va fi eliberat. Eliberarea nu vine de la sine și Dumnezeu o dă în anumite condiții. Prima condiție este să recunoaștem păcatul. Și oamenii trebuie să știe că aceste lucruri sunt păcătoase. Dacă vorbim de imaginele acestea pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie imagini ale vieții noastre intime, ale, ale relației noastre de familie, nu expuse pentru alții. Sunt imagini păcătoase. Acum, întrebarea mea este: și cei care le vând? De ce le vând? De ce le vând? Pentru că ei știu că omul merge spre ceva interzis, ceva ce nu găsești oriunde, că dacă ar fi gratuit peste tot, n-ar mai fi comercializarea, da? Deci oamenii aceștia trebuie să recunoască că este păcat și când este vorba de păcat, noi trebuie să urmăm pașii pocăinței și să întoarcem spre Dumnezeu la fel ca în oricare alt păcat. Aici cred că ar merita să ne unim eforturile. Deci dacă vorbim de părinți, pentru că eu tot mă gândesc și la prevenție, tot mă gândesc ce să facem, să nu mai avem discuțiile acestea, și peste 10 ani, și peste 20 de ani, cu generația care se ridică. Dacă tot trebuie să dăm copiilor noștri anumite lucruri, le dăm și învățătura necesară, punem pe, pe lista subiectelor noastre de rugăciune și rugăciunea aceasta, Doamne, păzește-mi copilul, eu nu pot să fiu tot timpul cu el, toate celelalte. Punem pe lista noastră supravegherea, Doamne, i-am oferit ca să-i fie mai ușor dar fac ceva ca să nu se taie cu cuțitul acesta. Avem discuții de genul acesta deschise. Avem discuții cu copiii noștri să întrebăm cum îți folosește, nu te-a prins undeva diavolul, să fie discuții, pentru că dacă am afla mai din timp de anumite lucruri, s-ar trata mai ușor. S-ar trata mult mai ușor. Dacă afli ca părinte, după un an, doi, trei de robie, ce mai poți să faci? Adică poți să faci, dar lupta este mult, mult mai grea, da? Și sufletele lor sunt răvășite, După... Sufletele lor sunt răvășite. Eu cred că și în țara noastră, deja sunt și oricum, merită investit. Sunt programe de protecție. Acum, din nou, dacă îi dai și pe telefon și pe toate, că noi într-o Noi într vreme, deci eu ce, ce, ce spuneam într-o vreme, nu știu cât mai e de realist lucrul acesta. Dacă vorbeam de televizor, spuneam: Nu spune televizor în dormitor. Nu-ți-l pune în locul unde ești doar tu. Ai un televizor, pune-l în mijlocul sufrageriei. În caz că cineva se uită, să știe că din cele șapte camere, oricând poate ieși cineva, și să te vadă. vadă. Să nu-ți fie rușine că te uiți la ceva ce te văd și ceilalți, da? Dacă e vorba de calculator. Bine ar fi, mai ales la o anumită vârstă, și copiii să nu fie cu calculatorul în cameră, adică mai ei și închid ușa, pe, că e viața lor privată, părinții nu au voie nimic. Poate fi un spațiu public, public în casă, mă refer, în care ei să fie, măcar dacă nu, dacă nu există maturitatea, să existe teama aceea de Dumnezeu care ne vede oriunde. Măcar să fie, totuși, teama asta poate că mă vede mama ascultând muzica respectivă, mă aude tata, aude bunica care i-a ipocăit oricum împotriva ecranului, dacă mai aude și vede bunica ce ascult eu, bunica moare, un îngropăm. Deci măcar lucrul ăsta să existe. Oare există între tinerii creștini? Sunt influențați ei? Sunt ajutați ei? Să aibă așa o rețea în care și să-și permită să se întrebe unul pe celălalt. Ce te ajută? unde ești înfrânt. Pentru că eu stau și mă gândesc dacă aș fi în cazul lor, nu? Și aș ști că în fiecare săptămână grupul de tineri din care fac parte o să-mi pună o întrebare. Ce ai făcut? Cât ai pierdut vremea jucându-te? Dacă nu o să mă întrebe de temă, dacă mi-am făcut-o sau nu. O să... La ce nivel ai ajuns? Ai intrat doar pe lucrurile permise? Ai fost atacat? Ai știut să faci față ispitei? Poate că la un moment dat mi-aș pune și problema asta, cum pot să spun celorlalți că am căzut? Am căzut. Vă dau mărturia unui tânăr, n-ar de-a face acum cu jocurile sau cu pornografie sau altceva, s-a prezentat pentru examenul la carnetul pentru conducere auto. Și îi spunea părintele înainte, măi învață, învață, a, las că știu, las că știu. Ei, eu n-am fost, mulțumesc domnului, sper să nu experimentez niciodată mm -hmm. noul sistem, dar am înțeles că la noul sistem, cum ai bifat, și spune dacă ai bifat bine sau nu, adică știi dacă punctul 1 l-ai luat sau l-ai picat. Și cred că din 26 ai voie să pici câteva și era mărturia persoanei respective. Am bifat la prima întrebare, am greșit. Am bifat la a doua întrebare, am greșit. Am bifat la a treia întrebare, am greșit. În momentul ăla mi-am dat seama că mai am o singură întrebare la care am voie să greșesc și atunci mi-au venit în minte toți prietenii la care va trebui să le explic cum am căzut eu la examen. Și asta l-a făcut să se concentreze. Nu știu cât s-o fi rugat, cât s-a concentrat, dar prin mila Domnului de aici înainte a, a bifat bine. Încă o dată mi-am dat seama opinia celorlalți, mai ales la o anumită vârstă. Contează foarte mult. Contează foarte mult. Adică haideți să discutăm altfel. Dacă am fi toți membri în comitetul unei biserici, da? Și noi ne-am întrebat la întâlnire de comitet, fraților, care v-ați uitat la film cu imagini păcătoase săptămâna trecută? Știi cum, dacă mi-a apărut o imagine la un film și n-am fost pregătit, știi, e una. Dar dacă am mai stat acolo, ei, după asta zic eu că mă pocăiesc, că Dumnezeu mă iartă, scap de ele dacă ar rămâne între mine și Dumnezeu. Parcă ar fi mai simplu. Dar să încerc eu să le explic la 12, 13, 15, că de fapt s-au apărut și am mai stat un pic și mi-o și plăcut și după asta am închis televizorul, de-aia mi-a rămas în minte, și când stau și mă gândesc câtă maturitate are fiecare, păi nu mai bine dau cu el de pământ decât să le dau explicații la tot și tot să mă judece. Deci este foarte important să ne gândim la aspectul acesta. Și apropo, dacă vorbim despre eliberare, că trebuie să vorbim despre asta, unul din lucrurile pe care recomand când e vorba de eliberare este tocmai angajamentul să fii sincer față de cineva. Îți găsești un prieten nu știu, poate fi tata, poate fi mama, poate fi din afara familiei, poate fi frate de corp, cineva din biserică serios, care să-l rogi să te întrebe. Să spui, dacă vrei să-mi faci un bine, am problema aceasta, mă lupt să scap de ea și am nevoie de cineva care să mă întrebe în fiecare săptămână dacă am fost biruitor sau am fost înfrânt. Cred că foarte important lucrul acesta. Deci foarte important. Mai eu am un material pe, pe, domeniul ăsta, redescoperirea libertății, eliberare de pornografie și de masturbare, pe care îl ofer cu bucurie în format electronic, ca oamenii să-l poată avea, că nu mă interesează unde ajunge. Din nefericire este cerul de mulți. Și îl trimit, că de asta l-am scris să-l trimit, da? unde vin cu multe idei practice când este vorba de eliberare, felul în care îți petreci timpul de multe ori felul în care te hrănești și fizic. Pentru că într Și mâncarea are un rol foarte important. Anumite uh, lichide carbogazoase care stimulează dușurile. Da, dar da, da, nu vrem să facem noi reclamă la toate astea, de eu când aud ce se consumă. Deși pe, pe, că... pe de o parte, pe de o parte consumăm niște mizerii, nu? Ca asta este, și pe de altă parte e normal că alimentează o anumită parte din trupul nostru. Și atunci, știi cum e? Noi tot punem benzină pe foc, punem benzină pe foc și ne merem de ce se aprinde. Deci aici ar trebui, la modul serios, să ne întrebăm uh, cât timp petrec acolo, cât timp petrec în compania respectivă, uh, ce fac cu energia mea, pentru că, mai ales la o anumită vârstă, avem foarte multă energie, da? Bine, să o folosim, sunt atâtea domenii în care putem să o folosim înțelept, nu trebuie neapărat să o folosim într-un mod păcătos. Aș aduce aici în discuție și aspectul uh, plictiselii, că pe fondul ăsta în care omul nu prea are ce face, uh, foarte mult scad aici. Că doar și David, cam tot din aceeași cauză, hrănit, că nu... hrănit bine, da, a mâncat dormit de, bine. Da. Dacă, Eu cred că nu la întâmplare spune acolo că după masa, când el și-a făcut siesta tot, o ieșit să facă gimnastică. Pe balcon sau pe acoperișul plat al casei, da? Adevărul este că diavolul știe când. Deci, diavolul ne cunoaște. Pentru că noi vorbim de niște lucruri, apropo, noi vorbim de niște lucruri normale în viața noastră. Deci, eu cred că dacă vorbim de viața unui bărbat, de viața unei femei în sănătoase, tot... care suntem sănătoși no. la o anumită vârstă, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat în mod normal să se întâmple în viața noastră faptul că se întâmplă în mod normal nu înseamnă că trebuie să și împlinim dorința pe orice cale. Adică foamea, senzația de foame e lăsată de Dumnezeu în noi. Și eu cred că atunci când treci pe lângă o langoșerie nu? și ai mirosul și o vezi cât e de și toate celelalte, e normal dacă e sănătos. Să ți-o dorești. Și, să ți-o dorești. Ei, întrebarea este dacă mintea îmi spune ți-o permiți financiar, dacă mintea îți spune ți o permiți caloric, pentru că ai mai văzut 10 gogoșaste, adică tu tot le vezi și tot le mănânci, da, le cumperi, deci poți să o fur, nu poți să o pur. Pot să o mănânc, păi nu pot să o mănânc datorită alte. Vezi, versetul cu care ai început tu sună așa. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Acum, inima și mintea sunt similare. E clar că noi nu vorbim când Cornilescu alege să vorbească despre inimă. El nu vorbește despre inima anatomică. Nu e vorba ca să-mi protejez eu inima, să nu-i se întâmple ceva. Deci de... nu-i rău nici asta. A, nu-i rău nici asta, asta e un alt aspect, da? Ci vorbim de modul de gândire. Păzește-ți mintea mai mult decât orice, pentru că din minte pleacă toate. Mântuitorul spunea că de acolo, din inima, adică din minte, din gândirea noastră, ies și lucrurile pozitive și lucrurile negative, da? Și dacă noi nu ne păzim mintea, dacă nu ne păzim mintea, atunci e normal că o să cădem în, în atâtea ispite. Deci așa cum am spus că este normal să, dacă vezi strugurile respectiv, să salivezi, nu? Sau dacă vezi portocala, mărul, eu știu fiecare cu domeniile lui. Dintr-un punct de vedere, eu cred că e normal pentru orice bărbat sănătos, oricât m acuza alții, eu cred că e normal pentru orice bărbat sănătos când vede o femeie frumoasă. Și mai ales bine aranjată, cum știu eu, e normal să tresari. Adică ochii să o vadă. E absolut normal să o vadă. De aceea Mântuitorul nu spune că dacă un bărbat vede, vede o femeie. Bă, îmi scot ochii, cum să nu o văd? Le văd, da? Dacă te uiți la ea, că eu de văzut o văd, ca să o poftești. Adică am văzut-o, ea mi-a atras atenția, că și are grijă să mi-atragă atenția, da? Ce fac eu când nu mi-atrage atenția? eu o uit și pot să spun, săraca, Dumnezeu i-a dat un trup extraordinar de frumos. Păcat că nu are și minte să o folosească, adică o femeie frumoasă și fără minte, mă gândesc la un verset, pot să mă rog pentru ea, pot să spun, vai de bărbatul ei, dacă are, sau. Eu știu, pot să găsesc atâtea lucruri care să mă protejeze pe mine, da? Exact și eu, care, cum să vă spun, acum, n-ar rost că unii fac așa pe neprihănițe că ei nu, eu cred că ei da. Nu mai e, sunt fățar, și nu le recunosc. Iov a avut puterea să mărturisească că le-a văzut pe fetele care trec. Știi ce spune Iov? Nu mi-am oprit privirea. Nu mi-am oprit privirea. Adică am trecut, am zis Domnul să bine cuvinteze, nu cred că era nicio problemă. Deci dacă ne întoarcem la cazul lui David, pe care l-a amintit, dacă David se uita pe balcon, eu urca pe balcon și uitându-se, hop, vecina face baie, da, și nu o tras perdeaua la duș, că i zis că, domne, la ora asta nimeni nu ia să pe balcon să se uite și să nu șuzeze ea, știu eu, chestiile alea cu care ținea perdea. Dacă David se uita și spunea, hop, vecina nu știe că eu sunt pe balcon, domnul s-o binecuvinteze, am plecat de acolo. Care era problema lui David? Vorbeam despre o biruință pe care a avut-o, da? Putea David să spună, să trimit un mesaj, soro, nu mai face bai în felul ăsta, că din casă de la mine se vede. Și eu nu-mi propun, dacă câteodată când eu ies să admir creația lui Dumnezeu și să mă rog, te văd pe tine acolo și nu vreau să fiu pricină de potignire nici tu pentru mine, nici eu pentru tine. Și atunci am fi văzut ce-a făcut sora, da? Acum așa aici e o chestie de discutat, știi? Că noi pe Batșeba nu băgăm prea mult la miștoc. Dar chiar mă întreb așa, ea nu s-a gândit că lumea din jur nu e oarbă. E o chestie interesantă, dar nu intrăm în detalii dacă nu ne le spune Biblia, asta este, știi, nu știu dacă și pe aia scoate-o ca bazma curată, știi, că până la urmă a fost așa de supusă și s-a supus împăratului să meargă, știi, putea și să fie nesupusă, în fine, dar cum am spus, sunt lucruri normale în viața unui bărbat, așa a lăsat Dumnezeu, sunt lucruri normale în viața unei femei, da? Să zic că o femeie nu se uită și spune... Ah, wow, ce bărbat, știi? Deși n-ar trebui să tragem concluzii greșite, că eu ți-am spus, cum tot discut cu tine, recent am întrebat, știi, eram undeva în familie și nu, până mâncăm, nu știu ce, mai vorbim despre ce băiați ar place, nu știu ce, la care una din fete, erau mai multe acolo, zice, și frumos, frate, însemnea primele cinci, știi? Și printre primele cinci au fost să fie frumos. Dar zic, ce pe voi vă interesează? Eu am crezut că numai băieții se uită așa la caroserie, la aspectul exterior, voi sunteți, ai frate, să fim serioși. Zice, nu trebuie unul urât, adică ori e frumos, ori nu e frumos. Deci foarte deschis. Și acum să nu spui mie că fata aia, când apare unul cu chitară în fața bisericii, că e în misiune și e frumos el nu-l observă. Adică noi vorbim de ispite și în casa Domnului, nu? Se ridică sora să cânte cântare, se ridică fratele să cânte, pe păi tu ești însurat, sora e că cântă și bine, știi, oricum o auzi tu că cântă bine dacă e frumoasă. Problema este nu dacă observi, ce faci? Îți oprești mintea să o controlezi și spui, băi, Ionica, stai liniștit, o fi sora frumoasă, aici la biserică, la închinare, iar dacă ție ți se pare că e frumoasă, Făi tu niște săpături, vezi dacă îți dea cântarea, că așa se începe. Sora, ați cântat atât de frumos, nu mi-o trimite și mie pe e-mail, dar de pe e ul dumneavoastră, ca să vă pot și mulțumi înapoi și poate mai aveți cântări. Da, le dăm idei la tine. Deci sunt lucruri normale, dar nu înseamnă că lucrurile lăsate de Dumnezeu în viața noastră trebuie folosite în mod păcătos. Orice dorință am avea, ea trebuie împlinită doar în lumina cuvântului. Pentru că Dumnezeu ne spune și cum să le împlinim. Da? Și dacă există în noi senzația de foame, Dumnezeu ne spune ce să mâncăm, dacă există senzația de sete, ne spune ce să bem, și dacă există în noi dorința după intimitate sexuală, Dumnezeu ne spune cum ne împlinim dorința asta. În viață de familie, în condițiile în care ne binecuvintează Dumnezeu. Deci, lucrurile acestea, dacă ar fi discutate, eu cred că mulți n-ar ajunge acolo, sau dacă ajung acolo ar trebui să se pocăiască, clar, și să ajungă unde vrea Dumnezeu. Acum, un lucru, iară, care îl spun eu, o problemă la mulți tineri, este că ei și-ar dori, ce și cred că și-au dorit mulți întotdeauna, că noi avem chestia cu capra și varza, avem cu vrem mărul întreg și noi să fim sătui, eu cred că mulți tineri în generația de astăzi, ar vrea să se bucure de drepturile și privilegiile unui familist fără responsabilitățile unui familist. Și noi ar trebui să le spunem foarte clar, nu se poate. Deci nu se poate să ne iasă din cap, adică nu poți să ai beneficiile unui medic chirurg dacă n-ai și responsabilitățile unui medic chirurg. Deci toți am vrea probabil banii celui mai bun neurochirurg din lume, da? Dar niciodată să nu punem mâna pe bisturiu, să nu ne asumăm acolo că dacă un pic ne-am mișcat mâna, l-am paralizat pe ăla, l-am făcut legumă pentru toată viața, să nu ne sune pe noi nimeni la orice oră de zi și de noapte. Mă gândesc la mulți, chiar la oamenii de afaceri. Mă refer, să zic, la cei creștini. Eu cred că mulți din biserică invidiază și-ar dori banilor. Fără să știe munca din spate. Dar nu sau... și-ar dori Stresul lor, stresul lor și câteodată chiar suferința lor. Pentru că dacă discuți cu unii, spune frate, diabetul e așa, aia e așa, aia e așa, aia e așa. Adică sunt niște consecințe după tot ce. E un preț plătit. Au făcut, e un preț plătit pe care nu știu dacă l-ar mai plăti încă o dată dacă ar ști ei acum e, și văd unde s-a ajuns. E așa și cu, cu viața de familie. Deci, mulți ar dori beneficii care vin din viața familistului, dar fără responsabilități. Acum ele vin împreună, așa a lăsat Dumnezeu. Și dacă vrei beneficii, atunci pregătește-te în așa fel ca să asumi și responsabilitățile de femeie măritată, bărbat însurat și te bucuri de ele. Cât o să te bucuri, că nu înseamnă că ele vin neapărat la pachet. Adică sunt niște oh. lucruri care tu poți să spui, nu ca fată, domne, îmi doresc foarte mult să am un copil și îmi doresc să cresc un copil, da? Dar nu doresc bărbat. Adică nu vreau să fiu supusă la nimeni, nu vreau să mă ocup de el, eu vreau să mă ocup de copil. Păi n-am înțeles, cum să-ți faci... O cu... altă anomalie. Cum să-ți faci? Acum iar, iar am auzit niște chestii, că eu mă gândesc tot la cele frecvente, știi? Uh, Și-a dorit una foarte mult un copil, știi? Nu știu de ce, unii își doresc foarte mult. Și se punea problema acum să alăptezi copilul. Păi nu poate să-l alăpteze. Avea lapte, dar nu poate să l lăpteze, că dacă ea lăptează și strică sânii, nu știu ce, neapărat să-i recomande medicul ceva, lapte, praf, nu știu ce figur, pentru că nu se poate distruge ea pentru copil. Și discutam câțiva, domne, femeia asta de ce și-a dorit copil? Adică chiar este așa de naivă, nu s-a gândit că dacă devii mamă, Ai res... implică și asta. Implică și asta. Păi nu, noi le vrem așa, nu știu, nu știu cum le vrem noi în Probabil cum, cum vor unele neveste, acum o să zic că avem cu ele, știi, eu tot le spun surorilor, încă nu s-au invertat Există neveste, dar nu prin zona asta pe unde discutăm noi și sigur nu dintre cele care urmăresc emisiunea credo, alte emisiuni creștine, care și-ar dori un salar, un serviciu pentru bărbatul lor de genul, să plece la ser bărbatul la serviciu, când poate, când și-a terminat toate responsabilitățile din familie, să vină acasă când vor ele, să aducă bani cât pot cheltui ele și eu, când încep chestiile astea, spun surorilor, nu s-a inventat așa ceva. Deci nu există serviciu să pleci când vrei, să vii când te sună nevasta și să vii cu geamantanul cu euro acasă fiecare serviciu are prețul lui, vrei bani mai mulți, poate că ăla trebuie să stea mai mult să lucreze acolo, să vină acasă mai murdar, pe nu, el vrea și fresh, și curat, și mai repede, dar banii se aducă cu remorca. Există, spun, ispite, pretenții, mofturi, lipsă de realism în viața familiștilor, există foarte multă lipsă de realism în viața tinerilor. Tineri care nu cred că vor fi înfrânți, cum spuneam, și eu cred că mulți în scriptură, acolo când Solomon pune o întrebare retorică, poate cineva să calce pe cărbune aprins fără să ardă la picioare. Știi care e răspunsul celor mai mulți tineri? Nu, cu excepția mea. mea. Nu, cu excepția mea. Și de obicei ăștia cad cel mai tare. Pentru că sunt cel mai puțin pregătiți, da? Deci există tineri care, ei nu cred că vor ajunge acolo. Spre rușinea noastră în lumea creștină, există și păreri diferite. Că nu e nicio problemă dacă... Că nu e nicio problemă dacă, da? Și atunci gândește-te la un tânăr care prinde o astfel de literatură. El Biblia o cunoaște foarte puțin, Dumnezeu Biblia îl cunoaște mai puțin, relația cu biserica este așa la ser, seral fără frecvență prinde un mare nume. Ca acum avem și noi nume sonore, când aud câteodată știi că mai dăm și noi cu marele apostol Pavel mare, de ne-ar auzi, cred că ne-ar ciomăgi de număr, care spune uhum. mă, mare Dumnezeu meu și mare-i mila lui, lăsați-mă pe mine, eu sunt un mic slujitor, acum că mai spune marele apostol Pavel, dar avem câte unii din ăștia contemporani care sunt așa de mari că nu mai încap nicăieri știi, dă-i o fițuică de la ăla ce l-ai putut ne pentru viață. Dar asta nu înseamnă că suntem într-o situație disperată. Ce spune eu mereu? Dacă noi suntem sinceri în relația noastră cu Dumnezeu, căutăm adevărul și vrem o viață curată, se poate. Se poate. Și de ce crezi că se pune în, în, în Scriptură întrebarea cum își va păstra tânărul curată cărarea? Pentru că se poate. Pentru că se poate. Diavolul vrea să ne facă să credem că nu avem nicio șansă și că de fapt așa e normal să fie. Deci eu, eu, cred că tineri ar trebui să audă de la noi următorul lucru. În generația în care trăim noi există încă mulți tineri curați, slăviți să fie domnul. Deci A. eu știu că există băieți și fete curate și în mod deosebit mă adresez celor care sunt curați. Știe că toată pot intra așa în disperare. Domne, voi mai găsi eu pe cineva. Chiar mă gândesc acum la un tânăr care îmi spunea taică s un tânăr foarte serios, un tânăr care Purta lupta curăției. Dintr-o familie bună, că ține foarte mult de familie, și ei erau cum, băie cum erau și băieți și fete, și acum se cunoșteau destul de bine. La un moment dat, îi pune băiatul întrebare lui Taicels, Tată, tu crezi că eu mai am șanse să găsesc undeva în lume o fată cu misorume? Și răspunsul meu știi care este. Sunt multe. Sunt foarte multe. Pentru că, Dumnezeu, cât ar fi de mare mocirla, ne poate păstra curați. E meritul lui și trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu și trebuie să-i apreciem pe tinerii care plătesc prețul. De cealaltă parte, există și mulți care se bălăcesc în mocirile. Și acum pentru ei mesajul trebuie să fie așa, în două. Ce faceți este păcat, dar în bunătatea lui Dumnezeu există eliberare. Nu vă așteptați ca lupta să fie cea mai ușoară de pe fața pământului. Nu vă așteptați ca eliberarea să fie într-o singură secundă. Pocăința, da, Întoarcerea la Dumnezeu o fac acum în momentul acesta, dar lupta o duc până la capăt. Și acum eu pun întrebarea: dacă Dumnezeu m-a releverat pe mine într-o fracțiune de secundă, asta înseamnă că ce? Că după ce m-a eliberat, eu pot să o fac din nou? Da, sunt vulnerabil din nou. Sunt vulnerabil din nou, deci până la urmă lupta oricum o port. Lupta oricum o port. Dar sunt unii care, de exemplu, nu doar cu problema asta, dar cu problema de cuplu, de exemplu. Neînțelegeri. Vin la consilieri, vin la păstor și spun, frate, uite, nu ne mai înțelegem. Situație tensionată. Și îi întreb, dar uh, cam de cât timp nu vă mai înțelegeți? Păi, în ultimii 5, 6, 10 ani, cam nu prea ne-am înțeles. Și ei vor o soluție instantaneu. Deci, când pleacă din birou, din fața păstorului, până ajung acasă, ea deja să funcționeze. Păi, ce s-a stricat în 10 ani? Să poate păi ar putea, luat, noi cred că acum pe loc îmi vine o idee așa. am putea găsi o soluție. Dacă am avea un scaun electric în birou și am așezat pe amândoi pe scaunul electric și ar funcționa la 380 cred că s-ar înțelege, s-ar ține de mână când am băgat noi în priză sau am trage cupla. Da, glumim și noi ca să nu plângem. Deci ce se întâmplă? Așa cum zice ei vin foarte târziu. Ei vin foarte târziu pentru că tot le-au ascuns, tot le-au ascuns și vor soluții de moment. Soluții de moment nu există dar există soluție, asta este important acum eu de ce spun că oamenii trebuie să pregătească și pentru o bătălie de durată că dacă Dumnezeu le face un cadou și eliberează foarte repede eu suport rușinea asta să mă sune cineva să spună frate Iuga ai zis că bătălia o să fie de durată Dumnezeu în bunătatea lui ne-o eliberat într-o săptămână și ai greșit. Eu spun, frate, slăvit să fie Domnul, să mă ajute Domnul de fiecare dată când spun că o fi trei săptămâni, să fie numai trei zile, rușine o suport eu. Dar încă nu am primit telefonul ăsta. Încă n-am primit telefonul. Dar eu cred că Dumnezeu poate face lucrul ăsta și cred că la unii au făcut, dar oamenii în bucurie nu mai sună, știi că ei sună numai în caz. De partea cealaltă, e mai bine să le spun eu trei săptămâni, ei să se pregătească pentru trei săptămâni, și să vină eliberarea în trei săptămâni. Că nu-i dezamăgirea. De deci ce încă așteaptă? Mai avem o zi, mai avem două, mai avem trei. Deci trebuie să, trebuie să le spunem oamenilor că trebuie să lupte împotriva păcatului. Trebuie să lupte pentru o viață curată. Noi ne speriem să mai vorbim de virginitate. Noi ne speriem să mai vorbim de loialitate când este vorba de viața de familie. Nu, ar trebui să vorbim, scriptura nu se schimbă, sunt principii dumnezeiești care nu se vor schimba niciodată. Ei, dar sunt și o realist ca Ioan, copilașilor, vă spun aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar, dar dacă, dacă ați păcătuit, nu mai putem întoarce timpul înapoi, dar nici nu ne spânzurăm, nu ne aruncăm de pe bloc, nu intrăm în mocir, la cum a spune frate, și așa Dumnezeu m-a lepădat și iadul meu. Eu spun, suport orice consecințe, mai puțin consecințele veșnice. Mă pocăiesc, cer îndurare și dacă unii zic și ce o să fie. Eu aș merge pe principiul ăsta. facă Domnul ce o vrea, dar de el nu mă despart. Adică îi spun, Doamne, uite care e problema. Dacă tot ai încurcat cu mine, mă țin de tine până la capăt. Până la urmă și creangă. Eu spus, mamă, bate, mă omoară, mă batem să mănânc. Noi trebuie să mergem pe varianta asta. Doamne, vrem veșnicia cu tine. Ne-am bucurat să mai avem bucurii și aici în viața pământească, să avem o viață dacă se poate un pic mai ușoară. Dar dacă acesta este prețul să plătim aici ca să nu plătim dincolo atunci plătim aici dar tot lângă Dumnezeu. David este excelent în, în, în domeniul acesta când greșește și când întreabă ce alegi. David spune, stai să ne înțelegem în mâinile Domnului. Adică dacă e să mă bată cineva să mă bată tata, să nu mă bată străinii. Adică n-am nevoie, e, foarte interesant, decât să am ne parte de mila străinilor, mai bine să am parte de duritatea tatălui. Și eu cred că până la urmă, dacă tot am păcătuit și păcătuim, ar trebui să spunem, Doamne, decât să ne dai pe bunătatea altuia, mai bine ține-ne pe dreptatea ta, dar tot în mâna ta să rămânem. Și partea frumoasă că Dumnezeu care e bun, Continuă să se încurce cu noi. Cu gândul că în această lume atât de stricată și atât de murdară, Dumnezeu are încă băieți și fete care își păstrează inima curată. Sigur, are și trupul curat. Hai să o spunem deschis. Și trupul și curat, curat. Dar și cu gândul că cei care au fost înfrânți există, există ridicare. Există Dumnezeu are soluție pentru ei. Și gândul că nu se mai poate face nimic, și că Dumnezeu pentru ei nu mai are absolut nimic, vine de la cel rău. Am vrea să punem punct aceste emisiuni cu dorința ca Dumnezeu să ne dea putere la toți, să ne păstrăm viața curată, mintea, trupul curat, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc și de această dată pentru tot ce ne-ați împărtășit din Cuvântul lui Dumnezeu și să doresc că tuturor celor care au fost alături de noi putere să își păstreze inima curată, trupul curat, chiar dacă toți ceilalți din jurul nostru au alte standarde, alt stil de viață. Voia lui Dumnezeu a fost și ea rămâne în continuare sfințirea noastră. Până la următoarea întâlnire, de joia viitoare, ora 19, Radu Mariș vă dorește multă putere de sfințire. Amin.